Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că se poartă negocieri cu companiile Blue Air și Turkish Airlines pentru introducerea unor noi zboruri de pe aeroportul de la Salcea spre destinații interne și externe. Legat de aeroport, așteptăm finalizarea studiului de fezabilitate. La ora la care vorbim, suntem în discuții și am făcut demersuri către Blue Air pentru a discuta posibile curse și trasee interne și internaționale de pe aeroportul Ștefan cel Mare de la Suceava și așteptăm o vizită a celor de la Turkish Airlines, tot pentru astfel de discuții, pentru proiecte de zbor. Președintele Gheorghe Flutur nu a dat publicității noile destinații. Deocamdată, doar Tarom și Wizz Air au zboruri de pe Salcea.